Don't like you, she likes everyone. Bună tuturor, eu sunt Jenea și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi avem un clipuleț foarte așteptat. Am făcut un swap cu Alexandra. Alexandra de pe canalul Alexas Hayat. Găsi linkul în infobox. Și uitați cât am mai pachetul. O să vă las linkul și clipulețului cu ce a primit ea de la mine. Nu uitați să vă abonați și la al doilea nostru canal, Janina Italian Style 2.0. Și haideți să începem. Ia uitați, nu am făcut și o inimioară aici. Aici pachetele mi l-a adus curierul și cred că asta este un cadouaș de la mătușa mea. Sunt niște mărțișoare. Oh, ce frumos, mărțișor! Oh, ia uitați ce frumoase sunt! Voi știți că eu nu mai văd mărțișoare de vreo 20 de ani? Oh, ce drăguțe! Mulțumesc, lutrișica mea, Lucica! Și aici le avem toate împachetate mișto. Eu sper că n-a fost nimic care să sparge ale, că îți dai seama cu transport. Și hai să vedem ce avem aici. Ceva roșu aici. Nu știu ce este. Stai. Mamă, e o pălărie din aia, balerine din alea care dansează de turcoai. Ce mă, ia uite cât e de frumoasă. Câte mă, m-am făcut turcoai, că bă! A, eu stau cu ea în cap tot clipul. Stai să o așez ca lumea. Stai mă, stai să nimeresc aici. Treaba. Așa mă. Pa, pa. A, băi, eu pun în cap, bă. Ia uite că sunt de frumoasă. Gata. Merg la Turcia. Sunt gata de dansat. Eu știu să dansez în dâmburii. Sunt bela. Ce mișto este! Mulțumesc, Ale! E frumos rău! Mi-e drag rău de ea! Stai mă să punem asta drept aici. Așa. Sau... Cred că e bine așa, nu? Stai. E bine? A? Dam 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 da. Mișto, îmi place rău de tot, mulțumesc! Aici avem alt pachetel. Mamă, ce mișto e! Poate îmi vine mântă la cap. Aici are o formă de făcut o unia, ceva de genul ăsta i-am trimis și eu, dar pentru dulciuri. Este o formă de floare, tu pui ouă aici și ții-ți ouă, ce frumos, mă! Să-ți fie drag să mănânci ouă! Sigur o să o folosești și să punem poze pe Instagram, să moară lumea. Mulțumesc! Mamă, câte ale! O tonă de lucruri aici! O tonă, ia uite câte este, pe îți dai seama. Aici avem o sticluță. Facă mi-e drag! Stai mă că... Asta e scris șampon, hai să vedem ce șampon este. Este un șampon silver.
A, e pentru mine, a, e pentru părul meu, mă, e gri, e gri, e pentru părul gri, mă, împotriva tentei de gălbui a părului. Wow, super mișto, mulțumesc! Dai seama că eu de-astea vroiam pentru păr. Aici este așa o sticluță. O, dar le-ai legat, băi, nene. Eu parcă le-am împachetat, dar tu ai băgat o tonă de scoși pe ele. Ce e aici? Că Alexandra mi-a trimis o grămadă de chestii pentru păr, cred. Da. Păi da. Aici este niște oxidant. Oxidant delicat, super delicat. Mulțumesc! Să vezi ce mă boxez. Încă o sticluță. Bine, mă, că mi-ai trimis cu chestia asta. Ce e asta? Ala e înfășurat în altă punguță. Sau... Dar o să nu fac greșești. Alexandra e bună să facă conserve, mă, că împachetează astea, dar nu se poate aici. Asta cred că s-a desfăcut. Ale. Că e, văd pe aici. Da, s-a desfăcut. E tot șampon din ăla pentru părul gri. Mulțumesc că mă uit ca lumea la el ca să-mi fac mizeria acum. Ta-ra-dam-dam-da-ra-da-da-dam. Aici avem altă punguță. Ah, mulțumesc! Ta-da! În sfârșit! Bă, că nu mai aveam, mi s-a terminase. Eu l-ador. Ador, ador, mulțumesc! E deodorantul de la Ladies Fix Stick, că eu în Italia aici nu le găsesc și am rugat-o ca le trimite, trimite. Aici avem altă punguță. Este de la Onyx Deluxe Shower Scrub. Dar ce mișto arată, stai să mirosim că miroase frumos. Alexandra toată ziua miroase toate alea. Eu nu prea le aveam pe astea cu mirositul, dar acum am miros și eu, mă. Mulțumesc! Aici avem o cutiuță. Mamă, și vezi că durează clipul ăsta, bă, nu se mai termină. Cred că e un parfum de la Florimar. Mi se pare că e, șampu- e parfumul ăla care îi spunea ea, că îl folosea mereu când era mică. Da, mă, da. Mă, stai că eu desfac tot. Mulțumesc, Alexica! Alexica! Oh, numai sticluța arată de nu se poate. Iată ce mișto e. Ia mă că nu știu cum se desface. Ah, miroase super mișto! Mamă, mamă, îl mănânc! Miroase super bun, dulce, așa cum îmi place mie, mulțumesc, ce mișto! Acum, mă, mă gândeam la asta în cap, am și ceștile de la tine și pălăria de turcoaică, mare meserie acum. Trebuie să mai învăț să vorbesc turcești acum. Așa, să trecem mai departe. Încă o cutiuță aici. Mamă. E parfumul ăsta, dar nu se poate, îmi place la mare nebunie. Stai mă că... A, nu era scris. Îmi place rău de tot, ale... E exact parfumele care îmi place mie. Aici este Palette Coupe de Foudre, I Love You, Mario Nord. Este o paletuță. A, ce drăguță! E o paletuță. Paletuță-uță. Într-o... A, nu, e lipită pe aici. Să putea să nu... Să... A, ok. E lipit așa. Uite ce bine arată. O, ce drăguț, are două inimioare. Oh. Pe mare, așa. Ce
Cum așa este, mulțumesc, Alexica! Că vine România, le iau cu bine să te machez. Să ne jucăm ca fetele. Să ne machiem. Miroase și frumos, e dulce înăuntru acolo. Încă o punguță. Asta este deodorant de la Nivea, fresh, natural. O să le folosesc să vedem dacă e bune și astea. Mulțumesc, Ale. Că probabil a zis, ia să-ți mai dau eu să mai încerci din ele, să vedem dacă îți place. Aici avem un alt. Asta este gel de duș de la Almond. Shower cream cu, de la cum îi spune, cu amandine, de la cum zice, mă? Da, cu, mamă, ce mișto miroase, miroase bine rău de tot. Să rămână! Mulțumesc! Hai mai departe, mai avem încă, asta cred că e la fel ca ăla de, pentru păr. Cred că este tot ăla, da. E decolorant pentru frezurile mele. A, da. Și asta tot decolorant, oxidant din ăla delicat. Mulțumesc, Ale. Că ea mă iubește, ca să nu mai stric părul toată ziua. Aici avem altă cu pachetel. Este de la Balea. Mamă, mi-a luat tot ce a găsit pentru păr argintiu. Ia cumpăra Balea șampon pentru păr gri și ăsta. O să le O să le probez pe toate să vedem care e bun, care nu-i bun. Eu sper să fie toate bune pentru că eu ador chestiile astea pentru părul gri. Să ne facem părul gri aici. Mulțumesc! Tot ce mi-a trimis numai pentru părul gri. Mersi! Ia ce e asta? Asta este un spray tot gri. Silver Shine. Ce mișto! Asta iese de fapt așa ales. Vezi ce argintăreală mă fac. Mulțumesc! Mamă, câte mai este o tonă. Ale, mai e o tonă de lucruri aici. Da. De la Swish o păr silver pentru păr împotriva tentei galben. M-am aranjat acum. O să fiu argintie la mare meserie. Aici este o cutiuță. Ce este? Beauty Blender. Ce frumos! Este... Da, spuneam, dar nu vă le arătam. E un Beauty Blender. Ce drăguț! De la Ebelin. De la DM. A, nu știu. A, parcă am auzit pe la gagicile astea pe YouTube că vorbește de DM-ul ăsta. Dar nu știu ce este. Este un magazin ceva de genul ăsta, știți voi. A, ce mișto e! Mersi! Aici cred că e tot deodorant, pentru că deodorantele eu le simt din suflet. Uitați-mă, e deodorant. Tot deodorant, da. Mamă, mamă. Să fiu... Abia așteptam, mamă, că mi se terminase astea în gel. Aveam pe alea, cum le spunem, solide, așa, și nu-mi place alea. Vreau de astea în gel. Și abia așteptam să mi-e trimit. Aici avem... un ulei, body scrub cu ulei de măsline. Mamă, ce mișto! Este așa. Este bio. Și miroase și bine. Mulțumesc frumos! Mamă! Aici mai avem o cutie enormă. A, aici stai mă că a scris ceva aici. Stai. Niciodată nu avem destule pahare pentru pensii. No, ce drăguț! Așa este, Ale, că mi-am mai luat niște pensule și le-am îngrămădit acolo, nu aveam unde să le bag. Oh, ce drăguț, îmi place! Oh. Da, merge bine pensulicile mele de la Zoeva, astea noi acum aici. Da?
Bam! Ia, tararara. Mulțumesc! Și gri, îmi place la nebunie culoarea asta. Așa, aici mai e ceva. Pentru mâini, pentru că îți place să place să gătești pentru mine. Pentru mama, mă, pentru mama. Dar ce e astea? No, mulțumim, mai ales sunt colorați din alimentar pentru ouă. No, esență de lămâie. Oh, aroma de lămâie galben. Oh, mulțumim, Ale. Colorant alimentar roșu. Mulțumim frumos. Vezi și se bucură mama de ele. Mulțumim, Ale. No, mai e cutia încă jumătate. Aici iar e un deodorant. Mi-a cumpărat fără număr, Ale. Fără număr, deodorante pentru Janina în Italia. Ta-da! Mi-e drag rău de ele. Încă unul, cred. Ale, nu trebuia să le bași pe fiecare. Mi le puneai toate acolo într-o fugă și gata. Încă unul. Aici avem așa, scris pe el R. Cred că e pentru Rosella. Dar desfac eu. Să vedem ce este, că nu se nu știu cum este. A, ce drăguț! Este un blush și îi place la nebunie blush-urile și mai ales asta, așa culorile astea deschise, îi place la nebunie. Mulțumim, Ale, o să-i dau, nu-l iau eu, mulțumim frumos. Aici e Cristod R. Tot pentru Rosella. Nu, le desfac și pe le dau. Oh, un ciocorino. Oh, te mulțumim. Le poartă mășia să vezi ce drăguț îi stă. Mulțumim, Ale. Pentru un ten curat. Mă, dar eu n-am uitat. Valealaltă ai scris, că eu am fost sărancă, am tăiat tot. Este tot de la DM-ul ăla. A, e prosopelul ăla care speli fața cu el. Super mișto. Mulțumesc, Ale. Aoleu! Aici chiar un deodorant, cred că este. Da, îl simt. E deodorant. Ladies Fix Stick. Trebuie să mă plătesc de la Ladies Fix. Ladies Fix Stick. Cât am cumpărat de la ei și cât, uite, vezi, pe alea am pus-o să-mi cumpere. Aici avem o cutiuță. Da, am fost neamproșii, le-am cerut eu. Aici e, să vedem ce este. Un alt parfum. No, eu ador parfum, le simt de ele, îmi place la nebunie. Am o tonă acolo. Îmi plac la nebunie. Pe mine nu mă interesează că spune aia, parfumul e personal, nu face cadou parfumul. Eu mor de parfumuri. Îmi place. Hai să-l putem face. Uitați ce frumoasă cutiuța! Albastră. Ăsta miroase răcoros. Ăsta e mișto. Și dulce. Și răcoros și dulce. Ăsta e mișto. E de la... Nu reușești. Cealu, cred. Nu prea mă pricep eu cu numele astea. Mulțumesc! Mama, Alexandra, mai e o tonă aici de lucruri. Încă o cutiuță. Ăsta este exfoliant de la Sien. Mulțumesc! Mi-a mai trimis ea data trecută un exfoliant și acum îl mai am. Că nu mai l-am, nu mi-am mai cumpărat eu, îl folosesc în baia acolo pe ăla care mi l-ai trimis tu data trecută. Asta e tot râpă el. Tot lui Rosella trebuie să-l dau. Ah, ok.
Ai, ai trimis iar! Astea sunt niște ritual, nu știu ce e scris pe aici, sunt niște leucoplaste din alea pentru năsuc, ca să-ți scoată punctele negre și deja Alexandra mi le-a trimis data trecută și i-au plăcut la nebunie lui Rosela și i-a zis, mami, spune lui Alexandra să mai trimite, cu aloe și sunt de nu se poate. Îți ia ca lumea punctele negre ca să evităm să ne explodeze fața așa cum am pățit eu cu crema aia. Cu crema aia neagră de față. Mulțumesc, Alesica! Alesica! Hai mă că îi le pun aici deoparte să îi le dau. Aici mai am încă un deodorant. Mulțumesc frumos și pentru... E un deodorant. Bine că mi-ai trimis ale. Mamă, mi-ai trimis o tonă. Dar așa cel puțin nu mai am eu grijă să mai zic, au rog, cum fac că rămâne fără ele. Încă unul. Când mi-ai trimis până acum? 2, 4, 5, 5. Mi-ajunge. Aici avem o cutiuță, am și eu, are și ea, mă. Așa. Ia să vedem ce are și ea. Ai și tu, mă? Că tu cu machiatul nu prea ai. Este un far de ochi negru, nu far de ochi, este total black, e foarte drăguț, nu știu, Cosmia Makeup, e foarte mișto pentru că e, are sclipiciuri din alea, mișto. Câte cadouri, câte cadouri. Aici avem o cutiuță așa, ia să vedem ce avem aici. Este tot de la firma aia de la ca paletuța. Mario Nude. Este un ruj. E scris 06 pe el. Îl desfacem, îl desfacem. Deci trebuie să vedem culorile aici. Ce bun că sunt! Trigione, stai acolo. Uite ce frumos arată. Ia uite ce frumos e, bă, e în formă de inimioară. Ce frumos e, bă, și culoarea e mișto de tot. Mulțumesc, Ale. Îmi place la nebunie. Eu cred că am culoarea asta deloc. Vișineu așa puternic. Mersi. Mișto rujul, îmi place. Mă, să vă duceți și pe canalul lui Alexandra, că vă omor dacă nu vă duceți să vă abonați, că e super frumos. Aici am un fond de ten de la Florimar, matifiant. E foarte drăguț și e și culoarea mea, fără ulei. Ah, mersi! Mulțumesc, Alex! Eu de data asta nu i-am trimis chiar așa multe cadouri lui Ale. Oh. Asta e un cadou pentru Marco. Dar îl desfacem. Îl desfacem. Îl desfacem. Vede ce să nu desfacem. Îl dau eu după aia. Ai un parfum. Un aftershave, nu un parfum. Un aftershave. Mulțumesc, Ale! O să-i spun, o să-i dau că e din partea ta. Asta este pentru mama mea. Îl desfacem și le dau eu, mă. Că dai seama. Este pentru tanti Eugenia. Este un sier pentru față cu celule staminale. Super mișto. Poate să-mi... Dacă se întinerește, ia, îi le fur și mi le pun eu. Mulțumim, Ale. Te-ai deranjat pentru toată turneamul aici. Iar pentru Rosela. Asta e tot leucoplasturi din aia pentru năsuc. Ai mai trimis unul. Câte ai trimis? 3. Am să văd și fericită ea. Că i-ai trimis toate astea. Tadam! Nu mai se termină, Alexandra! Asta tot al lui Rosela.
Vezi, de-aia e bine să fii fată, că poți să primești o grămadă de lucruri frumoase. Este un Miss Sporty Insta Glow Foundation Flower Lum Complex Light. E un fel de fond de ten dermatologicamente testat. O mulțumesc, să vezi ce fericită e ea că a primit ea cadourile astea. Și astea sunt tot pentru ea, nu? Toleocoplasia. S-a speriat ea de tine cât ai cumpărat toate cutiile astea de astea. A zis câte puncte negre are fata asta de cumpărat atâtea. Mulțumim, Male. Eu sper să nu fie nevoie să le folosim pe toate ca să ne vedem mărges. Adică să mai avem nevoie de ele. Ai încă o cutiuță aici. Nu. Preferatul meu. A, e preferatul lui Ale. Ia să vedem care este preferatul lui Ale. Amoriu meu. Abia aștept să vină România să te pupăcesc. A, ia uite ce mișto este. Este de la Catrice și este un corector. Este numărul 010. Chiar vreau și eu ceva de la Catrice. E în cremă. Mulțumesc, Ale. Abia aștept să-l probez. Abia aștept să vin să te văd, să te pupăcesc pe tine și să pup făcile la nepoței mei, ăia doi frumoși. Încă un deodorant. Mulțumesc frumos. Sub brațul meu n-o să mai miroasă de acum în eternitate, în vecii vecilor. Amin. Ăsta zici că m-a ajutat la spălat, nu? Să nu mă pui să spăl rufe. Siluet. Ce este, mă? E ceai, mă. Țărancă, ajută la spălat. Nu era ajută la spălat. Ajută la siluetă. Mulțumesc, este ceai, mă. Armonia trupului. 100% natural. Miroase și frumos. Mersi, Ale. Țărancă, bă, sunt țărancă. Degeaba sunt de la București, că tot sunt de la țapă. Aici, uite ce și tu, mi s-a murdărit mâinile de tot. Asta este încă un pachetel. Ia să vedem ce ieșe pe aici. Mama. Este un rimel. Este un rimel de la Sien Waterford Push-Up. Dacă mai avem trei pachetele. Ăsta este pentru Mateo. La vreo eu. Un profumo. Free Love. Deft. Grazie, ți-a spus grazie. Te pupățim, nebuno. Grămadă de lucru ne-ai trimis aici. Aici ai scris ceva. Preferata mea. Hai să vedem care e preferata ta. Hai, vopsea de păr, Ale. Coverline. Voi trebuie să știți că Alexandra a fost blondă toată viața ei și e expertă în blond. Și tocmai vorbeam de vopseluri de-astea și a zis să-ți trimit și ce foloseam eu. Coverline. Mulțumesc! Stai, mă, că se terminase bateria. Sunt două vopseluri de păr care le folosea și ea când se făcea blondă. Astea au fost cadouașele primite de la Alexandra, care îi mulțumesc din tot sufletul. Îi mulțumesc că mi este prietenă. Bine, ea știe tot ceea ce gândesc despre ea. O consider cea mai bună prietenă mea. Abia aștept să vin în România să o îmbrățișez pe ea, pe familia ei, pe bebicii ei, pe toată lumea. Nu uitați să vă duceți și pe canalul ei să vedeți ce a primit de la mine și să vă abonați și la ea. Să vă abonați și la canalul meu și la ăsta și la celălalt în care postăm vloguri.
găsiți totul în infobox. Nu uitați să dați un like și ne vedem data viitoare.